Salut! Am ceva de zis, aproximativ. Închis lui singur acasă, repetor 34, apartament 14. Sunt aproape de temperatură de fierbere, 28 de grade sunt aici și cred că dispar după aceea să mă culc. Te au ca de obicei contescriptum. Google aproape să fie blocat după Brexit. După un potop de întrebări care după IP-uri veneau din Anglia. Ce este UE? Și ce înseamnă Brexit? Da, logică că să tot fâlfe peste tot, poporul nu greșește. E foarte posibil, o să vedem peste ani. În acest caz particular, poporul să fi luat o decizie greșită. Iar ne întoarce la ideea cine conduce poporul. Da, e încurcată treaba. Celălalt, un actor are fata foarte bolnavă, care nu găsește sânge. Și lansa o strigare, mergeți să donați sânge. Nu avem roșu. După mine, problema targetul acestei strigări e statul. Statul trebuie să-i plătească pe aia care vând sânge. Facem să rezolvă. Nu trebuie apelat așa la umanitar să tot din sângele meu. Nu, sunt oameni care și eu am donat de câte vor sânge. Da, e treaba statului. Totuși, sau la alta, în semnarea trecută am vorbit despre un cuplu gay. Și acum o mare demonstrație, pro și contra. Și bineînțeles, a apărut ca păduchele în frunte, Cernea, care, pe bună dreptate, spunea un lucru. Majoritarii trebuie să dea dovadă de toleranță. Deci majoritarii trebuie să înțeleagă pe tinerii frumos și liber. Dar ar trebui să completeze asta. Și minoritarii ar trebui să dea dovadă de exact aceeași toleranță. Să accepte că majoritarii, cu toate că știu că 1600 de specii sunt homosexuale, nu vor asta. Atunci minoritarii trebuie să țină cont de acest aspect. Să umble mai pe vârfuri, nu prin buricul târgului. Complicat. Tot asta Cernea spune un lucru, că nu e de acord cu dictatura majorității. Dar în acest caz apare o dictatură a minorității, foarte vocală. Cu asta e de acord? Corect ar fi să fie o dictatură a dreptății. Și aici, pe scară, eu fac parte din fracțiunea menșevică. Ceilalți fac parte din fracțiunea bolșevică. Pentru cei care n-au făcut socialism științific, bolșevic, la bolșaia, înseamnă majoritar. Menșevic, minoritar. Și a fost cazul în care fracțiunea bolșevică a spus că e normal ceva. Și eu, menșevicul, a spus că nu e normal. Și normal, minoritatea s-a supus majorității. Caz concret.
Da, ce zic, zic că sunt furat. Chestia aia că m-a pus să plătesc la lift. Și a trebuit până la sfârșit să ajung la concluzia că am fost furat și am primit banii înapoi, aproximativ. Însă nu numai Popescu Colibaș Dan a fost furat de pe scară. Au fost furați 20 de proprietari, din cei 28. Pe lans 19 au trecut. Și în concluzie, cine avea dreptate? Ea 19 care au trecut și au plătit ca tâmpiții, asta e termenul corect, sau eu, care am plătit forțat. Deci corect ar fi să predomine dictatura dreptății. Pe scară de ce nu s-a făcut asta? Că n-a fost niciodată o ședință la care se pot spune așa cu subiect și predicat totul la cap la coadă. Iar elanți, 19, n-au fost curioși ca să afle de fapt care e adevărul. Iar capul lor nu-i ajuta ca să descoperă adevărul. Cât îi duce capul? Tot așa vreo 19 au iscălit că vor să fie servisate becurile și senzorii de lumină. Dacă aș fi putut să mă exprim în fața lor, le spuneam, domne, becul nu se servisează, se arde. Se schimb. Senzorul de lumină nu se servisează, adică nu repari. S-a defectat, se schimb. Pom. Și în condițiile astea ai fi de acord să plătești un abonament lunar? Și atunci cred că s-a prindea becul. Dar în sfârșit. Deci ideal ar fi ca să conteze dreptatea. Cine are dreptate? Indiferent că face parte dintre majoritar sau minoritar. Ține cont de asta. Nu cu tâmpenia asta minoritatea se supune majorității. M-am confruntat mult cu ea. Dar la alta, Oscar Pistorius, ăla care și-a împușcat soția. Atletul ăla fără picioare, la gambe în jos, ce-a spus el? Că în sfârșit l-au condamnat acum. Am auzit un zgomot în baie. Fără să-mi dau seama, am tras două focuri. Deci nu s-a trezit că din baie a sărit unul ceva spre el. Mare, negru. Și făcea mără. Nu, a auzit un zgomot. Și l-a tras direct. Cui dracu povestește el chestia asta? Și în baie era soția pe budă. Ce zgomote putea scoate soția pe budă încât să-l îngrozească pe asta? Asta e. Trec la body. Am vorbit în semnarea trecută despre dinozauri. Am o completare. Nu vă speriați, mă opresc aici. Completări s-ar putea face foarte, foarte multe. Mi-am amintit, după ce am postat însemnarea, de încă doi dinozauri care au intrat perfect echipați în capitalism ca să supraviețuiască. Primul, Cecu. Sucursale la nivel țară, organizare pusă la punct, reguli stabilite, în mod normal pe lângă ei, n-avea voie să apară nicio instituție de asta bancară. N-avea voie. S-au părut. De ce? Că ăștia nu s-au gândit să adapteze, cât își dă puțin. Ei sunt cecul. Și în concluzie faci cum vreau eu.
Ei, și atunci au apărut alții care zic, domnule, îți asigur executarea. A, da? Da. Și așa a murit ce? Că la ora actuală mai trăiește? Dar nu cum trebuie să trăiască. Și altă instituție, alimentarea. De unde mâncam înainte de 89? Totul pus la punct. Aveau frigidere, aveau camioane, știau de unde se ia mâncare, aveau spații. Tot pus la punct. Și la noi în cartier aici, chiar lângă mine, era o alimentare de-asta. Mare! Imediat după 89, aproape goală. Cu toate că aveau tot ce le trebuie ca să umple alimentarea cu produse, că acum existau produse, oamenii care trăiau de pe urma alimentării, aceste instituții, n-au fost câtuși de puțin interesați. Aveau salar, veneau la ora 7, plecau la ora 3:30, cat. În mod normal pe lângă ei n-avea voie să trăiască niciun butic. S-a apărut un butic care patronul avea o dacie hârbuită, lua la rând toate depozitele astea în gro și umplea dacia și vindea. Și era coadă la el. Dar ăștia, cu tot spațiul lor, erau rafturile goale. Deci, e interesant. Nu gândeau așa departe. La un moment dat, aici fac un fel de paranteză, apropo de gândit, că nu e apanajul salariaților la stat să nu gândească. Am văzut că au tras un zid acolo. Mi se pare pâine mai luam de lei. Da, mai intrăm pe acolo. Au tras un zid și au renunțat cam la un sfert de suprafață. Ce, uite, echipă în noua locație acolo, au spart, au dat jos geamurile alea urâte, au pus niște geamuri termopan, dotare și a apărut o farmacie. O fată drăguță, îmbrăcată în halatul tradițional, un bodyguard de la care pierdea timpul acolo, dar nu prea erau clienți, că se cartier de dormit. După câteva luni, au dat faliment. Păi, au mai stat închis câteva timp, iarăși vin unii, instalații de aer condiționat, schimbă toate luminile pe sus și se face ce? O farmacie. Se repetă figura. Dau și ăștia faliment. Iarăși modernizări, se schimbă lozinca și se face ce? O farmacie. De ce? Oamenii pregătiți pentru capitalism. Asta am avut de zis despre body. Trec la diverse. Un studiu, pachetele generice de țigarete. E chestia aia că scrie aici mare, scrie aici mare, ajuns la concluzia că nu a scăzut consumul de țigarete. Deci bani aruncați. Credeți că s-o oprească? Nu. Fiindcă să fac acum niște studii, ce culoare e mai neplăcută. Și o să-i forțeze pe toți ca să ambalajele, ca să
fir cu culoarea aia neplăcută. Aici e o treabă cu dus întors. Am văzut un studiu care îl cred. Nu știu câți fumători de ăștia și au ajuns la concluzia că dacă ești fumător, speranța de viață mai mică cu 5 ani. Cred. Era documentat. Alt studiu care îl cred. Era documentat. Poluare în orașe. De la mașini. Și-au ajuns ăsta la concluzia, specialiști englezi, au ajuns la concluzia că dacă locuiești într-un oraș de ăsta poluat, speranța de viață e mai mică cu 5 ani. Și cred. Problema este că nu se pupă studiile între ele. Când au făcut ăștia al doilea studiu, trebuia să vadă că e o grupă de risc. Care ce 5 ani? 10 ani? De ce? Că sunt și fumători. Dar nu au observat. Că nu există în al doilea studiu. Că murau de avalma acolo, numai pentru faptul că trăiau acolo. Da, lasă așa. La doilea link, deci lasă pe profesor Nervi. Articolul e lung, citiți-l, e documentat. Păi, primul rând, după mine, cu o paranteză. Chiar în paranteză, la funcția mea, scria și lector. Și trebuia să-l transmit cunoștințe unor militari care nu interesau cunoștințele astea. Dar trebuie să le transmit. Și le transmiteam. Chiar bine. De ce? Că eu doream să le transmit aceste cunoștințe. Și găseam forme și metode ca să-i fiu atenți și să și le însușească. Aici e problema cu profesorii. Ne interesează ca să transmit aceste cunoștințe. Mie, efectiv, îmi făcea plăcere să predau. Și o învârteam de așa natură încât să transmit informațiile care le aveam. Asta nu vor ei să fac. Au salariul ăla de mizerie și după ce au salariul ăla de mizerie să mai și transmite informații. Și ați auzit în interceptările care s-au făcut ce voci de țoape au doamnele mahalagioice, profesor. Sau un exemplu, l-am mai dat eu. Era PTAP, pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Și a venit o notă telefonică să mă duc să țin o oră la liceu industrial CFR. Hai că din cu plăcere. Și m-am dus. M-am prezentat frumos acolo. Stai de vorbă cu directorul, cu pedagogul, cu încă un profesor care are de serviciu. Și după aia, la ce zic că mă duc să țin ora. Am înțeles, e acolo, bă, aici pe venim cu noastră. De ce? Zice, ăștia-i noștri sunt mai zbordalnici. Trebuie să stăm și noi acolo, ca altfel nu puteți să țineți ora. Se vă rog, lăsați-mă. Lăsați afară, dacă vi se pare că nu țin ora, intrați și mă salvați. Și am intrat în clasă. Unii erau lungi cât mine, așa. Îmbrăcați fisticiu. Și unul, bineînțeles, nu m-au băgat în seamă. Și unul avea căști în urechi, asculta muzica. Eu m-am uitat acolo, i-am salutat. Și
asta mă duc lung la ala. Pune muzica? Da. Dă și mie o cască, să ascult. Și încep să discut cu el pe teme de muzică. Ăsta s-a scos și a doua cască și m-a ascultat foarte atent, că mie mi-a plăcut mult muzica. De mult. Și cu cel amândoi, întâmplător, aveam un buzunar, tot un castofon din ăsta. Mi-a zătut să un adun fete ca să asculte o casetă care i-a plăcut ei foarte mult. Deci ea ascultă ce ascultă frica mea. Ăla a pus și făcea la aia, bă, e tare. Da, strâns, l-am băgat în buzunar. Mai cât ai timp și după aia, să-ți las caseta dacă vrei. Da, eu am venit aici pentru altceva. Și m-am urcat cu fundul pe calorifer și am început să vorbesc. Toți erau atenți. A sunat. A rămas mai departe. Băga capetele astea, directorul, pedagogul, ce le-am făcut? Am terminat la două ore. Bă, băieți, îmi pare rău, mai întreabă. Continuați. A, mai stați, mai stați. De ce? I-am păcălit. Păi asta e o chestie obligatorie ca profesor. Să știi să-i păcălești. Dacă nu știi să-i păcălești, ce dracu cauți acolo? A, să-ți dea pistol. Apropo de pistol. Trebuie să recunosc, mă desconspierd. Și eu, la un moment dat, mi-am pierdut nervii, stăpânirea de sine. Am mai povestit și treaba asta. O poveste mai puțin acum, că văd încă mi-am mâncat 30 în timp, n-am ajuns la 30 de minute. Într-o zi, am avut de predat la 3 plutoane exact același lucru. Telefonul de campanie F1600. Știi să ai să predai de 3 ori același lucru? Îl învățase bine al dracului. Și bineînțeles că numai mă uitam pe planul cu aspect, proiectul didactic, și vorbeam cu o mitraliere să se noteze și se zis că unul din studenți citea o carte. Mă opresc, nu te supăra, ce carte citești? Și l-a spune așa, Contele de Monte Cristo. O, și unde a ajuns? Și povestește el. Ai dictat cu tare lucruri din carte, acolo ți-a plăcut cum ai rezolvat-o, da, vezi că o să ajungă la putare. A rămas însă așa, a citit, o, de mult. Dar, din alt punct de vedere, tu cunoști telefonul de campanie F1600? Nu, hai să-ți povestesc o treabă. Că la un moment dat, în cauza neștiinței, s-a pierdut o țintă. Unul n-a știut să lege dracului firele, că erau două mari și late, L1, L2 și P. S-a legat greșit. De asta trebuie să înveți tu telefonul de campanie F1600, cu toate că vei ști ofițer de radiolocație. Iar sub alt aspect, tu mă insulți. Eu trebuie să fiu regulamentar cu tine și tu mă sfidezi. Și dacă m-am fi în gâtul tău, normal că te duci la comitetul de parte și mă părești, nu-i așa? E tipul foarte... Da! În fond de dreptate. Dar presupunem că eu aș fi tatăl tău. Tu mai pâri la comitetul de partid? Nu. Știi ce ți-aș face eu dacă aș fi tatăl tău? Tipul foarte candid. Nu. Păi aia, mătii, te-am trimis la școala asta ca să mănânci tu o pâine albă de pe bou ce ești, nu ești în stare ca să intri la facultate. Nici atât nu-ți dai... Și-am dat vreo două cartoane de-a zburat ăsta și peste masa de față și peste masa de-n spate. Când am terminat, zic, asta ți-aș face dacă ai fi fiul meu. Tot plutonul era pe jos de râs. Ăsta era roșu la față, că era o diferență de categorie aici. Când am dat două scatoace, a decolat ăsta. A doua zi mă întâlnesc cu plutonul ăsta prin curtea. E normal, mă salută tropăind.
Le opresc, mă uit printre ei. Mă, de unde te cunosc eu pe tine? Și adă informație. Eu sunt fiul noastră. De se poate. Dar trebuie să-i cap. E, asta o să învață la facultate. Nu există cursuri de cap. L-ai sau nu l-ai? Da. Ne-am făcut norma, 27 minute. Rolul acestor însemnări, am deschis o ușă și astfel oricine poate să intre să meargă mai departe decât am reușit eu, zise omul delfin. Sau, chiar zise la Bergson, care a murit în 41. Ochii văd numai ceea ce minte este pregătită să înțeleagă. Din păcate, cred că pentru mulți, nu cei care masochiști care intră la mine pe site, dar unii care vin așa din greșeală. E o succesiune rapidă de cuvinte care afectează. Și atunci, noroc că browserul în stânga sus are un pătrățică. Out. Toate bune! Să mai vorbiți iarăși. 26 de minute. Norma mea. Nu cred că la liber mulți sunt în stare ca să vorbească așa. Relativ ușor. Și recunosc. Din punctul meu de vedere, spun banalități. Recunosc. Dar cred că pentru mulți nu prea sunt banalități, ce spun eu. Ne mai întâlnim. Scuze, postscriptum. Roza, Roza, Vastele Roza. Am uitat al treilea link. Calea guvernării ideale. Dumnezeu Aldelia Munteanu. Îmi place cum scrie asta. Și îmi place de ce comentarii are parte. La tipa pe de drumul e. Sun Zi, în secolul 3, înainte de Hristos, în epoca regatelor combatante, a zis ceva care a rămas scris. De când? Secolul 3, înainte de Hristos. S-a scris cu litere mari. Nu se potrivește al dracului de bine cu ce se întâmplă în 2016? Ce a zis Sinji în secolul 3 înainte de Hristos, în epoca regatelor combatante? Ne învățim în cerc. Însă aceste câmpee în cultura chineză îmi amintesc de fiecare dată decalajul cultural care există între ei și noi. Mai țineți minte tratatul de medicină al împăratului? Tot așa, cam în eterii noastre scris. Sau cam pe acolo. Și la noi în Europa, în perioada aia, eram foarte ocupați. Cei din peștera de sus se băteau cu aia din peștera de jos. Și arbitrau aia din peștera din stânga. Ei, asta nu se poate șterge. Mi-a arătat fiica mea o poză din Londra, o clădire 6-7 etaje. Și pe aia a șocat-o o plăcuță. Clădirea a fost construită în 1907. Ea mă întreabă, noi România în 1907 ce eram? Păi țara răsculată a lui Bănciulescu. Nici asta nu se poate șterge. Și trebuie să mergi cu umilința și în Anglia și la chinezi. Tocmai din cauza asta. Să nu te dea elefanta. Gata, gata. Scuze!
Roza, Roza la sclerota. Dar trebuie să zic, uitați, citiți-l de mai multe ori, s-a scris cu litere mari, schimba fontul, să vadă, tare bine zice. Nu mai ce comenta. Dacă mă lasă pe mine fără sonor, ce a zis, sunt zii în secolul III înainte de Hristos, în epoca legatelor combatante, e tare.